15 metri sus. Dacă a ajuns cumva la pine aia acolo, în vârf, cred că copacii aia de 20 ceva de metri. Un garaj are înălțime de 2 metri jumătate, 3. Când am venit, vă spun, acolo era... De, așa, merge fali. Na, păcat, acum vă dați seama, noi aici doar plătim impozit. Întreținem. Fiecare are o mașină, are o... un beci, ține o conservă acolo, un beci sau... Dar e bitum, nu cu bitum. E un carton special acum, are pe el un strat de smoală. Se încălzește smoala aceea și îl presez pe placă. La ideea că erau cu butele cu placă, nu? Da, da. Butele cu placă. Erau doi băieți, o alergată, ce să faci, n-aveam ce faci, ce să sărim noi deci? Nici tu apă, nici tu... Vedeți că n-aveți voie! Asta... Departamentul Suceava a intervenit cu 4 autospeciale de apă și spumă, mașini operative pentru stingerea unui incendiu produs la un quartal de garaje. Ardea aproximativ 300 de metri de acoperiș la cele 12 garaje afectate. În fiecare garaj erau depozitate materiale combustibile, respectiv butelii, motorină, lacuri, vopseluri, mașini. Nu a fost afectat decât acoperișul acestor garaje. Incendiul a fost localizat în timp bun. Am reușit să stingem incendiul. Nu sunt victime, nu sunt alte probleme deosebite. Se știe de la ce a pornit incendiul? Cauza este în curs de stabilire. Avem unele suspiciuni. Cercetăm împreună cu poliția și cu celelalte organe abilitate. A fost o intervenție dificilă, ținând cont că erau foarte multe materiale combustibile și inflamabile în aceste garaje. Misiunea a fost dificilă datorită acelor materiale combustibile, motorină, benzină, tot ce are omul într-un garaj. Și având în vedere faptul că aceste garaje sunt foarte apropiate, unele de alte chiar lipite în acest complex. Aveți și pădure apropiată. Accesul este greu pentru autospeciale, având în vedere că deja era ora în care locuințele la blocurile din zona au venit de la servici. Ne-am descurcat, în acest sens nu au fost probleme deosebite, având în vedere că am avut acces fără întârziere. Era pericol să se propage și la pădure? Bineînțeles, având în vedere că este imediat apropiere pădurea, exista pericol de propagare și la fond forestier. Mulțumesc pentru montaj. Sunt colonel Tăuteanu, comandant detașament pompier Suceava.